Ziua 100. Rugăciunea există peste tot în spațiu. Stelele sunt pline de rugăciune, copacii sunt plini de rugăciune, oceanele sunt pline de rugăciune. Cu excepția omului, întreaga existență este în continuu într-o stare de rugăciune. Numai omul trebuie să se îndrepte către rugăciune în mod conștient. Și există un motiv pentru asta. Omul este singurul animal conștient, prin urmare el poate alege. Poate să iasă din fluxul natural al existenței sau poate să devină parte din el. Niciun alt animal nu are această libertate. Păsările nu cântă în zor de zi pentru că așa aleg, ele cântă instinctiv. Copacii sunt plini de rugăciune, la fel și munții, dar rugăciunea lor este un fenomen natural. Demnitatea omului este aceea că poate alege să se roage, dar această posibilitate de alegere poate să devină totodată și eșecul lui, căci el poate alege și să nu se roage. Omul se află tot timpul la răscruce. Fiecare pas este o alegere. Cu fiecare pas poți alege corect sau greșit. Când tristețea și veselia îți apar în cale, alege tot timpul bucuria. Când seriozitatea și spiritul ludic îți apar în cale, alege tot timpul spiritul ludic. Și ține minte, devenim ce alegem să devenim. Este doar o chestiune de alegere.